Ce va face Ruxandra Glavan în ziua de miercuri? Va vota pentru demisia lui Ion Chicu sau nu va vota? Înțeleg că nu pot să vă întreb ce va face întreaga platformă dacă spuneți că fiecare sunteți individuali. Suntem individuali, în același timp pe anumite chestiuni noi ne asumăm un vot comun, așa cum a fost inclusiv și pentru proiectul bugetului de stat și pentru politica bugetar-fiscală, chiar dacă au fost acolo anumite lucruri cu care unii dintre noi, noi nu am fost de acord. Acum cât ține de demisia guvernului Chicu, eu vreau să vă aduc aminte că în vară eu am fost cea care am pus prima moțiune împotriva politicilor acestui guvern legate de gestionarea pandemiei și politica în domeniul sănătății. Tot în vară eu am fost unul din acei deputați care am participat și am votat pentru demiterea acestui guvern și vreau să vă spun că rămân consecventă. Ori eu continui să cred că guvernul a administrat prost treburile statului în ceea ce ține de gestionarea pandemiei, continui să cred că lucrurile trebuiau să stea cu totul altfel la capitolul testarea populației, la capitolul asigurarea cu echipamente și cu teste pentru angajații din sistemul de sănătate, oferirea de tratamente gratuite pentru cei care se tratează la domiciliu și multe altele. Dacă mă întrebați pe mine, după mine guvernul Chicu trebuie să demisioneze. Veți vota acum, pentru moțiune. Acum eu sunt parte a unei uniuni de deputați. Noi vom avea o ședință, fie astăzi seara, fie la oarecare altă oră, în care fiecare de noi își va expune părerea. Eu sunt pentru faptul că acest guvern trebuie să plece, dar decizia o vom lua împreună, într-un final, pentru că sunt două chestiuni care pe mine personal mă interesează. Ce se întâmplă după ce votăm demisia guvernului Chicu? Cine rămâne interimar? Cine asigură? Cum să punem alt guvern dacă vrem să mergem în anticipate? Respectiv, trebuie să existe o claritate și, de fapt, este ceea ce am cerut acum două săptămâni tuturor fracțiunilor parlamentare. Veniți să discutăm care este foaia de parcurs, ce facem din momentul în care se demite acest guvern. Iată, dacă până în ziua de miercuri, până la momentul votării moțiunii, vom avea această claritate și ne vom asigura că nu explodează lucrurile în Republica Moldova, că există cineva gata să-și asume administrarea treburilor statului la nivel de guvern până se declanșează alegerile anticipate, este o chestiune. Dacă nu va exista această claritate, atunci este altă chestiune. Dar eu zic că până în ziua de miercuri s-ar putea că se întâmple multe alte lucruri. De exemplu? Păi eu tot mai des aud că urmează să-și dea demisia guvernul și atunci s-ar putea nici să nu mai ajungem să discutăm chestiune legată de moțiune împotriva guvernului. Credeți că e posibil? Domnul Dodon spunea că nu are de când Chicu să-și dea demisia și domnul Chicu la fel spune că nu se știe soarta, dar cu demisia nu vine. Lasă, decide parlamentul, așa că nu știu. De asta și vă ziceam, zvonurile, în general, politica moldovenească este o lecție de zvonistică la cel mai înalt nivel. Pe de altă parte, eu aceste afirmații le-am auzit nu din partea guvernului sau a domnului Dodon, pentru că nu comunic cu ei, dar am înțeles că este un sentiment general de a pleca în rândul miniștrilor și în ministere. De aceea, vă ziceam, decizia legată de platformă urmează să o luăm împreună. Și prezentarea sau votul împotriva guvernului de miercuri, dar până atunci să vedem cum, la modul practic, de joi, dacă demitem acest guvern, va fi gestionată Republica Moldova.